În perioada sărbătorilor de iarnă, punctele de primire și predare a coletelor din străinătate lucrează la capacitate maximă. Pe lângă dulciuri și produse cosmetice, moldovenii mai primesc electrocasnice sau mobilă. Înapoi, microbuzele pleacă la fel de încărcate, cu bunătăți care nu pot fi găsite în străinătate. Plăcinte, salam, murături sau brânză de oi ajung în Italia, Franța, Elveția sau Marea Britanie. Pe această femeie am întâlnit-o la ușa unei companii care aduce colete de peste hotare. Ea spune că soțul său muncește de mai mulți ani în Marea Britanie și la fiecare sărbătoare transmite familiei daruri. Dulciuri, bineînțeles, ce-a putut și el acolo. A socotit că nouă ne place, ne pare rău că nu va fi și el cu noi la masa de sărbători. Dar oricum, prin darurile ce le-a trimis, o să-i simțim prezența. Iar acest bărbat are ambele fiice și nepoții stabiliți în Franța. El își stăpânea cu greu lacrimile, spunând că regretă că în acest an nu a reușit să facă schimb de daruri. A dacie, nu știu încă, trebuie să despachetăm. Nu, dulciuri de la Paris. Noi tot am vrut să trimitem, dar nu putem pentru că pleacă după anul nou. În aceste zile, darurile vin de peste hotare, nu doar de la rude. Am primit un cadou de la prieteni, pentru copii, pentru noi, pentru familie. Nu pot să vină, din păcate. Nu cunoaștem, e un cadou de la cumătru pentru piciorul meu de ziua de naștere. Reprezentanții companiilor de transport spun că în perioada sărbătorilor duc și aduc cele mai multe colete. Ca să facă familia să fie fericită, din îmbrăcat, din calțat, cred că asta e ce e și... Mai mult, adică ați trimite. Totodată moldovenii noștri trimit în băuturi, așa, câte o sticlă, două de vin, tot dulciuri, ceva de casă, adică brânză, plăcinte. Prețul pentru transportarea coletelor din străinătate și invers, din Republica Moldova în alte state, variază între 1 euro și 2 euro pentru 1 kilogram.